În epistola către Galateni, la capitolul 6, cu versetul 9, stă scris: Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Seara trecută am făcut o plimbare cu soțul meu și ne-am privit Mary. Timp de 5 ani el i-a îngrijit, i-a hrănit, i-a protejat, anticipând ziua când se va putea bucura de delicioasele mere. Acesta este primul an în care au înflorit și aștept cu nerăbdare să gust roadele muncii lui. Este important să ne hrănim familia cu mâncare sănătoasă. Și ce e mai sănătos decât ceva cultivat acasă? Copiii sunt precum Mary. Soțul meu a trebuit să depună 5 ani de muncă asiduă pentru a putea să le vadă roadele. Nu este la fel și cu copiii. Când sunt nou născuți, sunt complet dependenți de părinții lor pentru mâncare, adăpost, protecție și dragoste. Ei trebuie să se maturizeze pentru a putea supraviețui pe cont propriu. Iar noi, ca părinți, avem provocarea de a le oferi tot ce au nevoie. Știm că într-o zi își vor atinge scopul în viață datorită muncii noastre și dedicării în vederea dezvoltării de trăsături necesare reușitei. Relația noastră cu Dumnezeu este extrem de asemănătoare. Ne începem călătoria spirituală, dependenți de El. Maturitatea noastră progresează pe măsură ce descoperim cum să devenim mai mult asemenea lui Hristos. În timp ce învățăm cum să demonstrăm față de alții dragostea Lui, dependența noastră de Dumnezeu rămâne constantă, ca dovadă vie a roadelor date de creșterea noastră spirituală. Când copiii noștri sunt foarte mici, suntem în perioada de muncă asiduă și de nopți nedormite, cu cerințe enorme de timp și energie și cu multe manuale de instrucțiuni. Dar, dacă vom continua să le oferim un program clar, limite, protecție și dragoste, va veni și o zi în care vom apuca să ne așezăm și să ne bucurăm de roadele muncii noastre. Până atunci însă, haideți să ne încurajăm unii pe alții de-a lungul nopților nedormite, al pubertății, al temelor care nu se mai termină și al bonurilor mari de la supermarket. Haideți să nu devenim așa de ocupați încât să uităm să ne bucurăm de fiecare etapă. Acestea sunt temporare și vor dispărea înainte de a ne da seama.